Ce faci? Super! De ce ai venit? Da. Vreau să întrebam dacă ai chef să mergem pe la Jason. Vreau să mă rezolvi, adică... Da, sigur, eu să merg la Jason. Ok, hai. E cam târziu, dar e ok. Oh my god, uite-te la cer! Ce fain arată! Ce cute! În fel, e cam târziu, ar trebui să ne grăbim. Nu mi se pare târziu, mi se pare frumos. Da, e ok. Ce pot să zic? Da. Oare ce fac? Cred că sunt în camera lor. Probabil. Ok. Ok, hai. Ok, cred că sunt amândoi astăzi, pentru că... Da. Dar de ce așa sunt? Hei! Bună! Ce faci? Foarte bine și îmi place plovărul tău. Mersi. Și mie al tău. Oh, uite-o. Ce faci? Bună. Nu din nou, ce mi-a îndrăzat, în fine, da, whatever, da, ce faceți, cum vă suiți, mai puțin și cu nu? Vreau să terminăm camera asta de curând, deci lucrez în continuu la ea cât de mult pot, îmi pare rău că nu pot să stau foarte mult cu tine. Ok, nu-i problemă. Tiffany, trebuie să ne decorăm și noi castelul de Crăciun. Da. Da, trebuie să facem asta și cred că și voi vreți să faceți asta. În fine. Da. Au, ce balcon mirific. Aha, îmi place cum vezi tot. E drăguț. Ok. În fine, păi da, eu cred că o să plec, pentru că, pur și simplu, aș vrea să îmi petrec ziua cu Ariel. Deci, da, eu o să merg. Hai! O secundă, am avut o surpriză pentru tine, dacă... Da, sigur. Asta e pentru tine. Oh my god, ce drăguț! Îmi place așa mult, mulțumesc! Mersi mult! Eu o să merg să mă culc, pentru că îmi place să mă culc. Okay. Bye! Da, ceau! Cred că am o idee. Oh, ce dimineață frumoasă! Cred că o să fac chestia aia. Doar picioarele. Ei, ok. Cred că e perfect planul meu, pentru că știu că o să meargă, pentru că mereu merg planurile mele și o să fac pe crizata și după aia probabil o să se întâmple ceva rău, pentru că mereu se întâmple ceva rău și totul e ok. Ok. Fear. Perfect. Cred că aici și-a lăsat geanta, poate că da, poate că nu. Ce doamne e! Ok, poate e pe șantier, cine știe, poate că da, poate că nu, poate, doar poate. Unde e geanta aia? Bun, cred că o văd, oh my gosh, perfect, bine, trebuie să pun... Asta și gata. Acum trebuie să las ziua să curgă până îl văd pe Jason și o să zic ce a făcut Ariel. Îl văd pe Jason. Ok, e momentul perfect. Jason! Calmate! Salut! Bună! Deci... Cineva mi-a furat diamantul! Cel pe care ți l-am dat seara? Da, și nu știu unde e, adică l-am căutat peste tot! Nu te îngrijora,
sera îl voi găsi. Îți pot da și dacă nu îl găsim. Nu! Era special. Era special! Nu! Îl vreau pe ăla, pe exact pe ăla. Și nu știu unde. Știi cumva unde e Delia? Poate a văzut ea ceva, poate se prostea Justin Bieber și mi-a spus că parc și mi-l ascund. Nu știu, dar habar n-am. Pur și simplu, cred că cineva mi l-a luat și nu știu cine și absolut nu cred că e Delia, pentru că Delia mă iubește, logic. Stai, îi scriu un mesaj Delia. Bine, și perfect. Eu zis să vină la ușă să mă ajute să o găsesc. Da. Okay. Bine, da, ok, da. Ia zi-nă la ușa castelului chiar acum pentru că avem ceva de vorbit. Trimis. Ok, haide jos. Delia a zis că e destul de aproape și că nu face așa mult. Bine, ok, fie. Dar, pur și simplu, diamantul meu, sunt așa de supărat. Scuze-mi. Cam asta, îl vom găsi. Delia, hai! Deci, cineva sau ceva mi-a furat diamantul. La ce te referi prin ceva, dar nu ți l-a furat un copac? Poate, nu contează, trebuie să-l căutăm peste tot. Și când am ajuns acasă ieri, ca să mă merg să mă cul, pur și simplu am fixat și l-am pierdut. Deci probabil e în castelul ăsta gigantozaur. Deci trebuie să-l găsim. Da. Bine. Bine. Hai să începem să-l căutăm. Eu cred... Caut în sala de mese, mergeți voi la etaj. Bine, eu cred că o să merg, nu știu, în camera lui Justin. Tu du-te în camera lui Ariel, dacă găsești ceva să... Nu, eu merg în camera noastră, poate l-ai uitat pe aici, adică... A, da. Ok, acum tot ce trebuie să fac e cineva să meargă în camera aia și totul va fi perfect. Ok, bun, Delia! Am căutat peste tot. Vreau eu să mă... Nu, mai bine las-o pe Delia, pentru că eu o să o iau apărarea lui Lore. Ok, n-am găsit nimic la noi în cameră. Da, Delia, cred că ar trebui să mergi la Ariel, pentru că pur și simplu simt așa că e ceva acolo. Poate l-ai scăpat, dar chiar am stat câteva minute la Ariel. Păi da, exact, te-a să spun și eu. Eu o să merg în camera ei de relaxare și voi căutați pe acolo. Ok, perfect. Acum o să găsească geanta și o să fac pe capetul. Da? Vino, repede. Bine, vin acum. Aha, o secundă. Ok. Aici. Deschide geanta. Nesimțită! Mi-a furat diamantul! Știam eu! Ok. Unde este această Ariel? Nimic de zis? Zice? Stai, o sun acum. Bine, sun. Ariel, vino puțin pe balconul tău, avem o problemiță. Ok. Ok, ce? Unde e crizata asta? Da, ce e? Ariel, cum ai putut să îmi furi diamantul? Știai că e de la Jason și știai că contează mult pentru mine. What? Da, exact, l-am găsit în geanta ta. Din păcate, adică din fericire nu l-am luat eu. Și dacă aș fi făcut-o, nu l-aș fi pus în geantă, că nu sunt atât de proastă. Și nu sunt o... Vai! Să-ți iau ție un diamant care e... Oricări e, da? Pare rău, era la tine în geantă, așa că... Înseamnă că tu l-ai luat. Sau l-a pus cineva intenționat. Nu te gândești la asta, nu? Da, serios, cine ar putea... Zi. Bine, dacă nu mă crede nimeni, pa. Zifi n-a fost ea. Ea nu fură, e doar un pic mai dubioasă și place mult. Îi plac diamantele, îi plac rubinele. Știu chestia asta, dar poate a făcut-o pentru ca să, adică ca să mă facă pe mine geloasă și să mă enervez pe ea și chestii. De unde știi exact ce a vrut ea să facă? Adică chiar nu te înțeleg, de unde poți să atâtea idei? Păi nu știu, habar n-am, dar cine
crezi că ar putea să ia diamantul ăla și să pună fix la Ariel? Orice angajat foarte prost plătit din regat sau din castel sau de oriunde, sau Justin cu o glumă proastă, sau Marcus care vrea răzbunare pe exilat, sau Delia care se plictisește foarte, foarte des. Da, 100% eu. Bine, fie, mâine o să investigăm mai mult, ok? Perfect.